găsit, dragii mei! Astăzi vă propun să mâncăm penne cu ricotta și mentă. Este o mâncare ușoară, o mâncare plăcută pe care o putem consuma atât la prânz cât și seara. De ce nu? Dar nu mai târziu de ora 17, hai să spunem 18. Vă dau voie și 19, dar nu mai târziu de 19.30. Bun, avem nevoie de pene pe care le-am fiert timp de 8 minute în multă apă clocotită în care am pus și puțină sare. 2 linguri de brânză ricotta pentru fiecare porție, iar aproximativ vreo 200 de mililitri de smântână lichidă, dar din aceea pentru gătit, nu smântână acră. Totul se face foarte ușor, așadar iată am aici puțin ulei de măsline și nu trebuie să uităm că avem nevoie într-un final și de parmezan. Așadar, menta o vom tăia. Cât se poate de multă mentă trebuie să folosiți la acest preparat. Bun. Penele, după ce au fost fierte, este indicat a fi amestecate cu puțin ulei de măsline. Nu foarte mult, da? Avem brânza ricotta pe care o punem și pe ea. Amestecăm ușor, da, cu pastele. Iată, ele au făcut corp comun. Place. Este un preparat pe care cu mult drag îl recomand și cu mult drag îl consum și eu. Turnăm smântâna, omogenizăm totul, iată, puțină sare, piper. În general, la preparatele cu sos alb, dacă aveți piper alb, puteți pune piper alb. Dacă nu aveți piper alb, atunci puteți folosi și piperul negru. Punem menta. Punem totul în farfurie. Iar acum, cât se poate de mult, parmezan, care va da noblețe preparatului. Să punem și o frunză de mentă deasupra. Minunat! Smântână, sare, piper și astea merg dacă dumneavoastră veți mânca seara. Vă recomand un vin al sec. Un păhărel. Primul și al doilea, gata, la culcare, o zi frumoasă!